Ciao, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În episodul astăzi vom juca Brawl Stars. Cred că ați auzit de acest joc. Este un joc pentru Android, iOS, Mac. Dacă apăsați pe shop, avem aici un shop normal, ca și cel de pe Fortnite, dacă vă jucați. Dacă apăsați pe această chestie gratis, vă dă niște chestii gratis. De exemplu, un token double, niște bănuțe, să vă arăt mai încolo, puteți să îi dublați. Avem aici un megabox. Da, și din megaboxul acesta poate să vă pice caractere cu care să vă jucați. Uitați cum am eu pe aceasta, de exemplu. Vedeți că am aici mai multe caractere. Puteți să le dați pe ce categorie vreți voi, adică să înceapă cu cine vreți voi. Eu am dat așa pe raritate, adică cât este mai rar, cu atât este mai jos un caracter. Și puteți să dați, de exemplu, pe Most Trophies, cu cine are cele mai multe trofee. Trofeele sunt acestea, Trophy Road. Dacă câștigați un match, veți primi niște trofee, depinde de cât de bine ați jucat în acel match. Acum eu am pe Ross cele mai multe trofee, apoi pe Shelly, Bull, Primo, Daryl, Bibi și tot așa, pe Barley. Iar cele mai puține trofee le am pe Jackie. Îmi lipsesc câteva caractere, Sprout, Spike, Crow, Leon, Sandy și Surge și apare Colette, un nou brawler. Haideți să-l testăm. Ok, haideți să-l testăm. Puteți să dați try la orice caracter, puteți să-l încercați. Deci, așa trageți cu acest joystick roșu, iar cu acest joystick albastru vă mișcați. Haideți să vedem. Am ratat, ok. Înțeles că da, dă damage în funcție de cât de multă viață are oponentul. De exemplu, dacă acest oponent are multă viață, dă mult damage. Dacă acesta are puțină, dă puțin. Și tot așa. Iar superul, fiecare brawler are câte un super power, adică o putere mai bună, care vă ajută mai mult. Aceasta, din câte am înțeles eu, ar trebui să traverseze harta și să se întoarcă. Da, foarte interesant. Îmi place brawlerul, doar că nu îmi place că la final, dacă uitați, dacă au brawleri foarte puțină viață, dă și ea foarte puțin. Deci asta nu-mi place la acest brawler, dar în rest este interesant. De aici, puteți să dați superul, v-am mai arătat. Opa, l-am dat în perete. Ok, hai să vedem dacă putem să-l batem pe acest bot care trage în noi. Perfect. Iar de aici puteți să vă exprimați emoțiile. Dacă sunteți fericiți, puteți să dați acest lucru și vedeți că se încarcă. Nu trebuie nu puteți să faceți când vreți voi acest lucru. Iar acesta este un emote super, adică ca și fel de super power-ul, este mai interesant. Nu știu ce exact specificație are. Dar haideți să vedem. Uitați, deci dacă vă duceți așa, puteți să vă faceți superul la loc. Să-l dați așa de câte ori vreți voi. Ceea ce îmi place, cât de cât. Adică, îmi place Brawl Stars din două motive. Unul că arată bine, e grafica interesantă, totul este foarte bine desenat și animat. Iar doi, că cei de la Brawl Stars, cei care au creat Brawl Stars-ul vin cu tot felul de update-uri. Cel puțin o dată la 3-4 luni vin cu un update pentru Brawl Stars. Bagă un brawler nou, câteva hărți noi, câteva puteri noi și tot așa. Și chestia asta îmi place. Acum recent a venit un update la Brawl Stars. Așa că haideți să ne jucăm. Deci am încercat brawler-ul, mie îmi place, cât de cât. Așa că haideți să ne selectăm un caracter. Haideți să dăm așa. Eu acum o să țin ochii închiși și o să selectez un caracter la întâmplare. Credeți-mă pe cuvânt. Ok, deci nu mă uit. Dau pe aici. B. Ok, trebuie să mă joc cu B. Place cât de cât B. Haideți să ne selectăm un caracter. O hartă pe care vrem să ne jucăm. Hai să încercăm showdown la solo, că ne jucăm singuri, nu vrem să ne jucăm deocamdată cu altcineva.
Și da, și scrieți-mi în comentarii dacă vă place acest joculeț. Ok, haideți să vedem. Este... Haideți să-l batem pe acesta. L-am bătut! Perfect! Și acestea sunt... Oh, acest semn vă arată că nu aveți net. Ok, haideți să încercăm să distrugem aceste cutii. Vedeți că brawl-ul acela trage cu sticle, Barley. Nu este acolo. Ok. Este fain că puteți să distrugeți aceste ecrane, ceea ce e super fain. Are 6, ăla 6. Am tras în cutie din greșeală. Nu, m-a omorât. Asta e locul 3. Este destul de bine locul 3. Locul 4, nu, locul 4. E bine locul 4, am câștigat 5 trofee. Și vedeți, punctele acestea am tot în dublă, așa că mi le-a dublat. Și cu acestea puteți să luați cutii care vă dau brawler, bănuți și chestii din acestea. Aici, dacă ne uităm noi la gemuri, aveți aici specificațiile cu ce puteți să cumpărați cu gemuri și cu bănuți. Și PowerPoints. Ok. Iar acum haideți să ne selectăm alt caracter, să vedem cu cine să ne jucăm. Din nou, haideți să încercăm aceeași metodă. Ok, acum stau destul de aproape de microfon și de-aia s-ar putea să aud destul de tare. Ok, dau, nu mă uit, nu știu ce pică și... o pică ce nu aveam. Ok, haideți încă o dată. Și dau sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus. Brock. Ok, nu pot zic că îmi place neapărat Brock, dar haideți să încercăm. Da, bro, acesta chiar nu-mi place. Dar haideți să ne jucăm și la alt mod de joc. Haideți să ne jucăm la... este event. La acest event putem să faceți multe puncte din acelea. Haideți să ne jucăm Hot Zone, să vedem... ce este cu acest mod de joc. Adică eu știu, dar vreau să vă arăt și vouă. Deci sunt trei zone, da? Le vedeți acolo, marcate cu roșu și cu albastru. Trebuie să stați în ele cât să ajungă bara de aceea la 100. Și fiecare brawler are câte un star power și un gadget. Star power-ul îl luați după ce aveți brawl-ul de power 9. Iar gadgetul îl luați după ce aveți brawl-ul de power 7. Dar mă gândesc că știați deja aceste lucruri despre Brawl Stars, dar eu le zic pentru cei care nu știu. Pentru că mă gândesc că mai sunt care nu au jucat jocul și care ar vrea să învețe. Așa că, da. Ok, haideți să încercăm să-i batem pe ăștia. Ok, perfect. Haideți să dăm și un emote. Ăla e nervos. Bun. Adică nu team captured. Ok, deci noi stăm bine. Haideți să luăm și această zonă. Trage cu rachete. Rocket launcher. Ok. Ok, am murit, dar nu contează. Enemy captured. Ok, deci ei au, după cum vedeți acolo în colț, ei au mai mult decât noi. O să încercăm să îi batem. Ok, dar văd că noi controlăm zonele. Team captured. Ok, haideți aici, echipă. Bun, i-am trecut, perfect. Bine că i-am trecut. Enemy capture hot zone, dar nu e problemă că noi vom câștiga, asta e clar. Ok, deja avem un mic asigurat. Am câștigat. 97%, aia să ne sară. Și ăsta mă duc aici în bază. Nu! Nu! 99%! Nu! Nu, nu, nu! Stai acolo pentru o secundă, am murit. Am crezut că vom câștiga! Ce stânare de situație! De ce am vorbit așa? Ok, hai că se duce, gata. Am câștigat.
Deci eu am fost star player-ul. După fiecare match vă arată cine a dat cel mai mult damage și cine a contribuit cel mai mult. Vedeți că eu am contribuit. Vreau să-mi zici de ce are Marcepano 2011 numărul care, numele strălucește. De ce strălucește al lui și al meu nu? Este super tare. În fine, haideți să dăm Procreed. Și am făcut și niște misiuni. Dar da. Și vedeți că am 10.367 de trofee acolo. Iar acesta este Brock. Salut! Cam atât a fost cu acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem vineri la un nou episod. Ciao!